Copiii cu sufletele lor pline de lumină au încălzit un castel întreg. Elevii de la Centrul de Educație Inclusivă Rudolf Steiner din Hunedoara au organizat în sala dietei din Castelul Corvinilor sărbătoarea lămpașelor. A fost un eveniment care a încălzit sufletele celor prezenți. Esența sărbătorii lămpașelor este recunoașterea luminii care strălucește în fiecare dintre noi. Această lumină interioară este cea care trebuie protejată, la fel ca și luminile din interiorul felinarelor. Este foarte important ca ea să nu se stingă niciodată, să ne lumineze și să ne încălzească sufletele mereu. Pentru a ilustra acest moment, elevii împreună cu profesori, părinți și voluntari din Asociația Zuzunia, alături de Ordinul Cavalerilor de Hunedoara și Bubulina, au pus în scenă piesa Fetița cu lămpașul.